Ieri după amiază, 18 noiembrie, secția de pompieri Jibou a fost solicitată să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit la o casă în localitatea Checheș, județul Sălaj. Cauza incendiului a fost un scurt circuit electric de la un prelungitor supra-solicitat. Urmările incendiului au fost nefaste, arzând piese de mobilier, electrocasnice, o cameră de 20 de metri pătrați, cât și acoperișul casei pe circa 40 de metri pătrați.